Administrația Națională de Meteorologie a postat astăzi pe site-ul propriu o informare cu privire la evoluția valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 30 septembrie-13 octombrie. În regiunea Transilvania, intervalul 30 septembrie-6 octombrie va fi caracterizat de o vreme deosebit de rece pentru această perioadă din an, iar abaterea termică față de mediile climatologice va fi de aproximativ 10 grade. Astfel, media regională a maximelor va fi de 8 grade, iar nopțile cele mai reci vor fi în a doua parte a acestei săptămâni, când se vor înregistra minime predominant negative în jurul mediei de minus 2 grade. În aceeași informare se mai arată că estimarea pentru a doua săptămână a intervalului indică o creștere a temperaturilor până în apropierea mediilor climatologice maxime la nivelul regiunii de 14 grade și minime de 3-4 grade. În primele două zile ale intervalului, ploile se vor semnala pe arii extinse, iar cantitățile de apă pot fi însemnate, apoi acestea se vor restrânge și vor înceta. Condițiile pentru ploi slabe vor fi și în zilele de 8 și 9 octombrie.